Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi a venit momentul să ne îndreptăm atenția către ce va să vină. Și când spun acest lucru, mă gândesc în primul și în primul rând că fotbalul este, vrem nu vrem, sportul rege și ne interesează foarte mult ceea ce se întâmplă la ora actuală, dar și ce vine din urmă. Care vor fi fotbaliștii pe care Suceava se va bizui în următorii ani. Iar un proiect foarte important din acest punct de vedere, foarte serios se dovedește a fi, proiectul început acum 2 ani de zile, sub denumirea de Luceafărul Bucovina-Suceava. Tocmai de aceea, astăzi vom încerca să tragem o linie peste acești primi 2 ani de activitate și să vedem și către ce se îndreaptă și care e situația la ora actuală în cadrul acestui club. Am să încep prin a-i saluta pe cei care sunt invitați în această emisiune. Președintele clubului, domnul Florin Leuciu, bună seara, bine ați venit. Director executiv, doar director. Președinte tot domnul Pricop, da. Nu? Dar vicepreședinte. Dar pe această cale noi îi spunem la mulți ani, astăzi fiind ziua de naștere. Ziua de naștere sau ziua... De naștere. De naștere, da. Dacă se grăbea un pic, îl chema Florin Pricop, nu Gigi Pricop, nu? Da, și asta e de la an la an. Gheorghe Pricop, pentru că 23 e Sfântul Gheorghe. Deci cred că de asta, ca să fie o chestie constantă, așa că floriile sunt variabile de la an la an. Am înțeles, am înțeles. Și, nu în cele din urmă, o prezență dragă mie în cadrul acestei emisiuni, pentru că întotdeauna punctat, cred eu, foarte corect tot ceea ce înseamnă fenomen fotbalistic, Claudiu Savaciuc, bună seara, bine ai venit alături de noi. Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Bun, așa este titlul emisiunii, Luceafărul 2 ani de activitate și aș vrea în bună măsură să tragem o linie peste ceea ce s-a reușit în această perioadă și să vedem care sunt lucrurile bune pe care ați reușit să le strângeți, neajunsurile care, bineînțeles, lovesc orice club, pentru că știm foarte bine genul acesta de activitate, oricât s-ar face calcule pe hârtie, pe lângă hârtie, pe sub hârtie și așa mai departe, nu este o afacere din punctul meu de vedere genul de afacere profitabilă. E genul de investiție care abia peste ani își va arăta valoarea și nu știu dacă în mod special cea financiară. Da, clar, este o investiție pe termen lung. Faptul că am ajuns la 2 ani de activitate sau că ne apropiem să avem de acum 2 ani de activitate confirmă că vrem o chestie de durată, ceea ce vorbeam și cu Claudiu. Deci vrem ceva constant și să creștem treptat de la an. Când vorbeați în pauza de publicitate? Avem destule discuții. Nu, avem discuții aici pe partea asta cu organizatorii, că discutăm destul de mult despre ceea ce trebuie făcut în cadrul clubului. Să zicem așa, ca puncte pozitive sau ar fi faptul că numărul copiilor este în creștere, ne apropiem de 250 de copii. Dacă vă amintesc că la fiecare emisiune tot vă spuneam, de când am venit din noiembrie 2012, eram pe la vreo 150. Sunt am urcat, ne apropiem de 250 de copii. Asta ar fi factorul, să zicem, pozitiv pentru activitatea noastră și ne dă speranțe pentru viitor în ceea ce privește grupele de copii pe care le avem în cadrul clubului. Avem la echipe înscrise la toate eșaloanele de vârstă ale competițiilor care sunt organizate de Asociația Județeană de Fotbal Suceava. Nu ne dorim în perspectivă decât să creștem și să ne ajungem să ne înscriem și în campionatele Federației Române de Fotbal, la juniori B și A. Deci cu asta încercăm să creștem de acum, pentru că, zicem, cei mai vârstnici sportivi ai clubului nostru sunt născuți în 1999, deci 15 ani fac în acest an. Și acum, și cam trebuie să le oferiți competiția în care să... Cam asta de acum, deci cei care sunt 99 pentru sezonul următor competițional ar trebui să devină junior B. Și la fel, acum sunt discuții să vedem ce nucleu avem și dacă facem pasul spre o competiție organizată de Federația Română de Fotbal. La fel, colaborarea cu universitatea este în regulă pentru că avem acces la terenul acoperit în acest moment și am avut tot timpul, să zicem, un loc unde să ne antrenăm și când a fost rece și când a nins afară și poate alții n-au avut asemenea condiții. Să zicem, minusul așa mai
important pe care îl avem este tot cu legat de bază materială. E vorba de un teren în aer liber, pe iarbă. Asta este o problemă, băieților. Da, este o problemă a Sucevei de când mă știu eu, dacă e să discutăm de fotbal. Întotdeauna componenții echipei reprezentative a Sucevei, a echipei Fanion sau cum vreți să-i spuneți, încă de la nivel de anii 80, deplângeau faptul că Suceava nu are un teren de antrenament tradițional al echipei. Așa că ceea ce ați reușit dumneavoastră în ăștia 2 ani de zile, dacă ați mai fi rezolvat poate și problema asta, cred eu că ar fi fost ceva mult prea mult, adică dincolo de orice vis. Încercăm să o rezolvăm, pentru că în momentul în care discutăm de acum junior CD, care sunt competiții, sunt 11 la 11, deci teren de acum trebuie la dimensiuni oficiale de joc, pe iarbă, la fel, vrem B, vrem A, la fel, e vorba de omologări, de asta căutăm să avem un spațiu unde să ne putem antrena și să putem și organiza competiții oficiale, amicale, la nivel național, poate și internațional în perspectivă. E o mică problemă pe care o sesizez eu. Spuneați de numărul de componenți, numărul de sportivi, da, care sunt la Luceafrul Bucovina. Și atenție, nu zic problemă cu titulatura de problemă. Spun doar atât, numărul ăsta mare este și datorită faptului că Luceafrul Bucovina a pornit de la bun început sub un slogan, sub o idee, educație prin fotbal. Adică, într-adevăr, aveți grupe de performanță care reușesc să facă față cu brio în competiții. Dar în continuare ați rămas pe această idee de a face educație prin fotbal. Rămâne, deci ceea ce vă spuneam și la primele emisiuni la care am participat, deci componenta asta de inițiere în jocul de fotbal rămâne, însă zicem, începe să câștige o podere mai importantă și partea asta competițională de acum, din moment ce vrem să facem pasul spre participarea într-un campionat organizat de Federația Română de Fotbal, este clar că încercăm să dăm o pondere mai importantă și aceste și activități competiționale și vă dați seama, participi în competiții, te aștept și la rezultate. Și la cum stau în acest moment în clasament echipele angrenate în competiții, zicem că suntem mulțumiți pentru moment. La fel. O să trecem și la poziția lor în competiție. Am să-l întreb pe domnul Sevaciu care are părerea lui vis-a-vis de cele mai devreme menționate dumneavoastră. Și am să încep altfel prin a pune întrebarea nu un pic altfel, ci tot cu un ricoșet. Am văzut că echipe din primele eșaloane ale țării nu pun preț absolut deloc pe ceea ce înseamnă juniori A, spre exemplu. Ba chiar dacă ar putea, și știm foarte bine că sunt zeci de cazuri, nu numai că ar renunța, dar se folosesc de alții pentru a participa în competiții. Cu alte cuvinte, fotbalul mare, cu ghilimele de rigoare de asta dată mare, nu pune preț pe ceea ce vine din spate. Da, e o problemă la nivel național. Din păcate, nu știu, cluburile cu activitate exclusiv de copii și juniori, concentrându-se pe acest activitate, cunosc foarte în detaliu problemele de la copii și juniori. Echipele mari de seniori, eu știu, chiar din prima ligă, au și un avantaj din partea federației, o problemă care sper să se rezolve. Noi întâmpinăm două probleme majore. Unu, investiția privată nu este protejată în sensul în care unui copil nu-i poți face contract decât la 16 ani. Prin urmare, riști în a investi luând un copil, să spunem, un copil cu posibilități din zona rurală, să crezi în el, să investești, îi oferi cazare, știu, masă, școală, condiții de antrenament, să investești pur și simplu în el, pentru că nu știi dacă la 15 ani acel copil nu hotărăște, crezând că e mai bine pentru el, să plece la altă asociație sportivă. Asta e una dintre problemele majore care ar trebui rezolvate și care în Uniunea Europeană nu există. Deci un contract între club și tutorele sau nu există această problemă. Deci un contract între club și părintele copilului sau tutorele copilului ar trebui să nu fie, eu știu, să nu fie această vârstă, această limită de vârstă de 16 ani. Să se dea liber încât să poți face un contract cu un copil cu calități și acel copil să primească față de ceilalți
o atenție în plus și o investiție în plus, să se lase liber această, să nu există această barieră a vârstei. Asta e una dintre probleme ce ține de regulament și care sper ca noua conducere a Federației Române de Fotbal să o corecteze, pentru că eu vreau să punem aici practic, o mică paranteză. Cluburile mari le convine această situație. Ei nu investesc până la 16 ani, iar brandul lor atrage. Ori în momentul în care tu investești ei un copil de la 6 ani, îl crești până la 15 ani și un club de Liga 1, să spunem ca exemplu, dăm orice nume, Steaua, Ceahlău, Piatra Neamț, da, că avem și experiența generației de 94 și vedem un Popadiuc la Liga 1 crescut în Suceava, care la 15 ani a făcut pasul spre Ceahlău, Piatra Neamț, și alții mai sunt, a fost primul care mi-a venit așa în minte, profită de această situație, pentru că, să zicem, pe tu... Clubul Ceahlău, Piatra Neamț, exact, a profitat. Vine cu... Și 2 lei tu, în plus, vine cu o ofertă tentantă pentru copil, pentru familie? Da, în cele mai multe cazuri nu neapărat, să spunem, realistă. Pentru că un exemplu clar și un exemplu pe care, sincer, îmi pare rău, pentru că cunosc acel copil, e vorba de Păiuș, care joacă la Sporting. Să nu uităm că a fost... unul din liderii generației din Suceava, fiind component al echipei naționale, da, a plecat la Academia Hagi. Nu știu, nu vreau să îmi dau cu părerea despre instruirea de acolo, dar văd că la, după ani de zile de instruire acolo, a ajuns totuși să joace la Liga a treia. Iar alți copii, să zicem, eu știu, un Buziu care a primit o instruire locală, a ajuns la Liga 1. Bun, să zicem că e o situație aparte, dar mai avem și alte exemple. Eu știu, un Dorin Andronic la Vaslui. Brandurile mari își protejează oarecum investiția, le fac contracte pe 5 ani de zile. Copiii încântați de faptul că visează să joace la acea echipă. Unele echipe sunt cu obiective foarte mari și nu promovează tineri. E o mare capcană care le se oferă tinerilor. Și poate că asta ar trebui spusă, pentru că atunci când ei iau decizii, să se gândească că un club mic, de mai multe ori, da, un club mic sau un club care știi că a investit în tine, îți poate oferi șansa să ajungi. Nu e neapărat să mergi la un club mare ca să, eu știu, să promovezi în Liga 1. E o falsă idee că un club mare îți poate oferi o instruire extraordinară. Aici, exact, domnul, și ideea dumneavoastră, că la cluburile mari nu prea vreți interesează. Bun, odată. Și vreți să vă mai spun eu părerea mea, și aici bine ar fi să ciulească urechile absolut toți fotbaliștii sau purtătorii de legitimație de fotbal din Suceava și așa mai departe. Și de ce nu și din Botoșan, că suntem urmăriți și acolo. Băi, oameni buni, voi ăștia care sunteți implicați ca și sportivi, ca idee, niciodată nu e bine să plece cineva liber de contract. Părerea mea. Și imediat mi-argumentez și spun și de ce. Atâta timp cât există o sumă de transfer în spatele jucătorului, deja mă aprobați, există un interes, adică în momentul în care ai ajuns la un club și a semnat clubul ăla cu tine, plătind niște bani, la un moment dat, președintele clubului care a semnat și a dat bani, antrenorul care și-a dat acceptul, da, dăm atâția bani pe jucătorul X, vor vrea să-l vadă să joace. Atâta timp cât vine pe gratis, moca va fi. Adică în condițiile, păi da, că nu ai nicio investiție, n-ai ce pierde. Psihologic, în condițiile în care, să zicem, părinții, în general, practica e, trimit părinții, influențează copilul, că o să aibă, o să... Da. Vin părinții se pun în situația, ok, ați investit în el, sunt recunoscător, dar totuși e viitorul copilului, o chestie sentimentală, clubul până și la urmă niciodată, renunță. Clubele din Suceava niciodată nu s-au pus de-a curmezișul, da, să încerce să facă rău copilului. Și au dat drumul copilor, ori deja începem să avem o istorie negativă din acest punct de vedere, adică câți din copiii care au plecat au ajuns undeva, câți dintre ei și-au ratat viitorul, câți dintre ei a fost drumul lor mult mai sinuos și mult mai împiedicat de către cluburile mari. Drept dovadă, clar, exemplu clar, Dorin Androni, care a jucat la Liga 1 și care
Și acum cred că mai are încă 3 ani de contract, chiar dacă nu mai activează nicăieri. Pentru că el mereu a semnat 5 ani, ori dacă nu i se oferea posibilitatea să prindă lotul, eu știu, antrenorul nu considera că nu intră în vederile clubului, era împrumutat în alt, la alt club doar cu condiția să semneze o nouă prelungire a contractului pe, valabilă pe perioada împrumutului. Practic, el tot timpul, contractul lui devenea de 5 ani de la an la an. Asta însemna că clubul oarecum își asigura investiția, dar pe de altă parte, acel jucător trebuie să înțeleagă, și eu am fost antrenor la Sporting la Liga 3-a și uneori, ca și antrenor, îți pui problema dacă la un joc folosești un jucător apropiat valoric, cel care este în proprietatea ta sau cel care este împrumutat. E logic că întotdeauna vei alege, pentru că și aici e o discuție, a fi antrenor ești oarecum implicat și legat de conducere. Și atunci hotărăști ca jucătorul tău, pe care sper să-l poți vinde, să poată clubul încasa ceva, are un atum plus în a alege să-l formula de stat, da? În momentul în care, într-adevăr, valorile sunt egale. Adică când te gândești să faci echipa și ai doi jucători, unul împrumutat, unul al clubului, e logic că îl vei alege pe cel al clubului. De aici și mulți copii pleacă la cluburile mari, pleacă de acolo împrumutați la alte echipe, acele echipe se vor folosi pur și simplu de ei. Adică se va folosi de acel copil numai în momentul în care strict va avea nevoie. În momentul în care, spunem, un meci mai ușor sau deja situația la retrogradare sau la promovare s-a rezolvat, va folosi jucătorul lui. Asta e una dintre probleme, cea legată de regulament, care ar trebui schimbat. A doua problemă gravă care se întâmplă și care cred că ar trebui corectată este faptul că Federația Română de Fotbal oferă fiecărui club de la Liga 1 pentru echipele de copii junior, și juniori 200.000 de euro anual. Ori e o sumă în care la toate sau la fiecare club din Liga 1 pentru echipele de copii și juniori. Ori tu, club, 200.000 sau 100.000 de euro, că e... Eu știam că 200.000 de euro. E posibil să fie și 100.000. Acum 4 miliarde jumate pentru juniori A și B. Că juniorii C, D și E sunt costuri sub 50.000 de ron toate, la un loc. Da. Deci 4 miliarde pentru două grupe de copii și juniori ar trebui să fie o diferență majoră între ceea ce oferă Liga 1 la juniori A și B și ceea ce oferă un club cu activitate exclusiv de copii și juniori sau ce oferă un LPS. Ori nu văd mari diferențe. Am mai văzut jocuri la juniori B, la Ițcani. Nu văd echipe mai organizate, mai îmbrăcate, mai, eu știu, cu condiții extraordinare. Văd aceleași condiții unitar, valabile. Adică undeva de la mediu în jos. Cei care nu primesc nimic, până la urmă se descurcă fondurile lor, dar cei care sunt acolo sus și primesc mai mult decât atât, sunt cluburi la Liga 1 care pur și simplu, doar caietul de licențiere a făcut să transfere definitiv jucători de la LPS-uri ca să ocupe toate grupele de copii și juniori. În esență, acei copii au început fotbalul în altă parte, niciun caz la clubul de Liga 1. Ori o împărțire mai echitabilă către toate cluburile de copii și juniori, care acoperă toate palierele de vârstă, de la toate competițiile, inclusiv federații, eu știu, acești bani împărțiți pe o zonă mai largă, creând condiții astfel și cluburilor mai mici să emită pretenții și asigurarea din punct de vedere a regulamentului a investiției, abia atunci am putea spune că da, la copii și juniori începe să se lucreze într-un mod profesionist. Adică eu ca și privat, de ce aș investi într-un copil de 7 ani care, să zicem, astăzi e cel mai bun din zona Bucovinei sau din zona Moldovei? De ce aș investi în acel copil dacă la 15 ani brandul Steaua îl poate lua gratuit? Adică... Nu că poate, fraier, să fie sunule pentru că legislația prin regulament. Asta e. Deci, astea două probleme sunt majore în campania electorală de la FRF, în județul nostru, mult Gica Popescu și s-a discutat și a ajuns și actualul președinte Răzvan Burleanu. Aceste probleme s-au ridicat?
Eu nu am avut acces și n-am participat la această... Cei care au avut drept de vot. La numai, această... Numai cei care au avut drept discuție. De vot? Adică nimeni de la Luceafru nu a fost invitat la o, la o asemenea discuție? Nu, dar problemele oricum la nivel național se cunosc. Ideea e că hotărârile în comitetul executiv le iau tot cei de la vârf. Ar fi culmea să iau o hotărâre în defavoarea lor. Deci e destul de greu. Cred că o dezbatere publică și o presiune a mediei centrale pe acest subiect poate ar schimba lucrurile. Gândiți-vă că în Polonia s-au făcut 20.000 de terenuri 10 pe 20 în parcuri unde copiii joacă gratuit. La noi s-a făcut bază de la Buftea, adică acolo s-a gândit ceva larg, la nivel de masă, pentru că plecând cu o masă mare de jucători legitimați, eu știu, dublarea masei de jucători legitimați la nivelul de 7 ani ar fi un obiectiv pentru Federația Română de Fotbal decât, eu știu, crearea unui cantonament de 4 stele în loc de 3 stele pentru echipa națională de 14 ani. Adică o masă mai mare de copii ar crea cu siguranță spre vârf o concurență mult mai mare. Și atunci și cluburile mici ar da o importanță mai mare copiilor. Sunt cluburi care pur și simplu strâng copiii înainte de competiție. Părerea mea este... Păi da, haideți să de... o spunem pe aia dreaptă. Steaua București a fost obligată, odată cu participarea în Champions League, să participe cu o echipă de tineret în Champions League Junior. Intrăm cu... Ei, păi și asta e o poveste. Da, imediat după publicitate. Da, am epuizat momentul de publicitate și mai ales mulțumim Alina. Bun. Eram la discuția vis-a-vis de participarea Stelei cu acea echipă de tineret în campionatul Champions League Junior sau cum Youth sau așa ce. Young Youth sau cum. Da, fine. Ok, nicio problemă, l-a ajutat școala de fotbal a lui Gică Hagi. E o prietenie, nu se fură copii dintr-o parte într-alta. Până la urmă a fost un gest frumos al celor de la Viitorul care i-a ajutat din punctul ăsta de vedere. Da, deci nu e o problemă dacă un club nu dorește să desfășoare această activitate, dar crede că nu e profitabilă sau crede că e complicat, e un staff destul de mare, sunt copii destul de mulți, da, ai nevoie de foarte bună multă credință. Energie. În schimb, dacă un club nu-și dorește să facă această activitate, poate să colaboreze cu orice alt club. Problema intervine atunci când un club profită de munca altui club de ani de zile. Adică, cu alte cuvinte, prin regulament, jucătorii respectivi, ca să poată să activeze în respectiva competiție, semnau un contract cu noul club. Ori dacă noul club, cel care era de rea credință, putea să păstreze jucătorul și să dea din tiflă ăsorlalți pentru că era transferat, bun transferat, nu? Da, deci există niște probleme legate de regulament, clar, asta e clar și există niște probleme de faptul că până acum Federația Română de Fotbal, investițiile, banii, cu banii veniți de la UEFA prin Federația Română de Fotbal, au ajuns către un sector foarte, foarte mic al fotbalului, respectiv echipele naționale. Practic pentru, eu știu, la echipele naționale, să spunem, într-un lot pot fi 30-40 de jucători în vederile echipei naționale. Asta înseamnă pe toate palierele, începând de la 14 ani, prima, eu știu, undeva la 300 de copii. Adică pentru 300 de copii s-au făcut niște investiții de milioane de euro. Păi nu vă spărați, 300 de copii, aproape aveți dumneavoastră la Luceafru. Ori aceste investiții, dacă s-ar direcționa din următorul an sau către masa mare de copii, eu știu, către orice oraș peste 100.000 sau sub 100.000. În ce sens vedeți dumneavoastră această direcționare? În a face investiții cât mai cu costuri mai mici pe un palier cât mai mare. Adică, cu alte cuvinte, eu știu, parteneriate cu primăriile în care, eu știu, primăria să ofere spațiu unde să se amplaseze un teren, calea de acces, iluminatul, eventual și 2-3
Da, și utilitățile, și atunci federația să vină cu un proiect de a face un teren de iarbă, unul sintetic și un modul de vestiare. O bază de antrenament care ar fi necesară oricărui oraș din... O bază de antrenament pe care primăria, în colaborare cu federația, ar putea să o, eu știu, an de an, să o dea către o asociație sportivă sau către mai multe asociații sportive. Și asta să către fie, comunitate, nu? Către comunitate, dar și asta să fie ajutorul federației spre toate cluburile, indiferent de eșalonul lor în care activează. Pentru că cluburile cu activitate exclusiv de copii și juniori, practic sunt neglijate, bineînțeles că sunt neglijate și Liga a 3-a și Liga a 2-a, dat fiind faptul că nu primesc absolut niciun ban din aceste fonduri, care sunt venite de la Uniunea Europeană și care, din păcate, acolo, eu știu, au dat libertate federațiilor în a direcționa acești bani. De la Uniunea Europeană sau la UEFA? De la UEFA, da. Sunt bani de la UEFA? Sunt bani de la UEFA și pot fi bani pe sport și de la Uniunea Europeană, așa că important ar fi proiecte largi la nivel național. E destul de greu tu ca și un club de provincie să accesezi fonduri direct de la UEFA sau, eu știu, prin Uniunea Europeană. E mult mai complicat. În schimb, un proiect larg la nivel național în care să fie și fonduri de la UEFA și fonduri de la Uniunea Europeană și incluse și primăriile ca parteneriate, cred că s-ar putea face într-un an, doi ani de zile baze sportive în toate orașele. Acum, eu zic și cu ușoară amărăciune, a fost și acel pariu al lui Adrian Năstase pe vremea când era premier și a făcut nu știu cât, 300 de săli sau 300, cât? 400, 400 de săli. Da, a naibii a fost proiectul ăsta, 400 de săli la țară. Foarte bine făcut lucrul ăsta. Spre exemplu, municipiul Reșeniță de județ Suceava nu avea săli și tare bine ar fi prins să ne fi catalogat măcar la proiectul ăla, că suntem la țară, adică să ne facă da. Și nouă o două, da, o două trei la țară. Știu, la Vatra Dornei este făcută o astfel de... Da, de regulă. Mai sunt. Acum... S-au căutat zonele astea mai bun despre respectivul proiect, s-a spus și a curs multă cenală, că a fost un proiect herupis, că nu au fost de cine știe ce calitate sălile respective, că erau amplasate cane. Dar până la urmă totuși sunt construite, adică aici vă gândiți-vă că Federația Română de Fotbal ar fi mult mai în măsură să înțeleagă ce înseamnă. Poate că guvernul României, poate că ca și structura sălii, ca și proiect, n-a fost cineva care exclusiv a venit din domeniul sportului să spună. S-a făcut un calcul economic. S-a făcut un calcul economic să fie cât mai multe la niște costuri mai mici, s-a ales un model, eu știu, de sală anume, care poate că nici nu îndeplinește condițiile de a desfășura niște competiții. Ori Federația Română de Fotbal, dacă gândește o investiție exclusiv pentru fotbal, știe ce proiect, în ce, cu ce, la ce calitate a gazonului, la ce dimensiuni, ce ar trebui să conțină, într-adevăr, dus tot la un minim pentru a acoperi o masă cât mai mare de eventuali cei care ar beneficia, de eventual beneficiari. Dar asta trebuie pornită de undeva. Gândiți-vă, în fiecare an, de 10 ani de zile, da? Să spunem că de 10 ani nu cunosc dacă de 10 ani se oferă la Liga 1 100.000 de euro, dar dacă în ultimii 5 ani 16 echipe de Liga 1 au primit câte 100.000 de euro, dar da? N-au primit. Asta înseamnă 8 milioane de euro. În ultimii 5 dacă ani. S-ar fi făcut un proiect ca în un teren... În ultimii 5 ani s-au dat acești bani la... Da, facem măcar un calcul. Un calcul simplu, așa ar părea. Eu nu am date exacte, știu că în momentul de față se primește 100.000 de euro la Liga 1. Da, eu n-am auzit de povestea asta de mai mulți ani, am auzit-o de un an, doi, de 5 ani știți dumneavoastră? Nu cred, eu știu că acești bani se oferă destul de mult timp la echipele de Liga 1 pentru activitatea de copii și juniori. Dar gândiți-vă, de 5 ani de zile sau în fiecare an, și echipele de Liga 1 să participe la fel ca echipele de Liga 2, a 3 și cluburile cu activitate exclusiv de copii și juniori pe fonduri proprii în aceste competiții,
Iar acei bani în fiecare an, 100.000 de euro, să facă un proiect la nivel național și eu știu, de 100.000 de euro sau de 200.000 de euro să facă o bază. În fiecare an s-ar face 8 baze, da? Asta înseamnă că noi în 5 ani putem acoperi reședințele de județ. Sau toate județele. Toate județele. Da? Deci, cred că asta e un element important care ne-ar influența nouă în mod direct activitatea. Și cred că deja am discutat destul de mult de organizare. Da, vedeți, poate că am neglijat. Ați spus la un moment dat, chiar la bun început, asta e unul din neajunsurile pe care le avem. Și fie vorba între noi, este destul de greu pentru o investiție privată, oricât de puternic ar fi omul care este în spatele Luceafărului. Este, aș spune eu, destul de greu, spre imposibil să investești, inclusiv din punctul ăsta de vedere, 100.000 de euro pentru a crea o bază cât de cât, cum a spus, nu. Acum să nu se înțeleagă că noi ne desfășurăm activitatea, am intrat într-un impas și de acum ne dorim o investiție din partea primăriei sau din partea Federație. Așa ar fi firesc ca banii Am ajuns la această discuție din următoarea perspectivă. În curând veți avea junior B și A, veți intra într-o competiție cu alte cluburi care au junior B și A, ei primesc 100.000 de euro sau 200.000 de euro, a spus dumneavoastră, pe an pentru respectivele grupe, da? Și când ajungeți, o să ajungeți să jucați cu ei, când o să vedeți că nu sunt deloc balauri, ba sunt aceiași jucători pe care îi cunoașteți poate și din alte competiții și care vedeți că ajung cam în aceleași condiții la terenul de... Vă întrebați unde sunt cei 200.000 de euro. Asta nu e problema noastră. Problema noastră va fi, nu în buzunarul cui, că nu facem anchetă la ora actuală, ci pur și simplu, practic, acei 200.000 de euro ar trebui să fie plus valoare în competiție. Da, să spunem. Nu asta ar fi problema noastră. Problema noastră ar fi, dacă ei au primit an de an 200.000 de euro, la 15 ani să nu vină să ne ia liderul nostru de generație la o grupă de vârstă. Acolo deja e o problemă. Adică, să vină okay, să-l ia, dar la modul corect, adică da, să plătească. Da, dar totuși, din păcate, regulamentele încă nu ne asigură. Deci odată cu regulamentele investiția. Bun. Discutăm totuși de 2 ani de existență sau îndată 2 ani de existență ai clubului Luceafărul. Dacă la început s-a axat puternic pe educație prin fotbal, încetul cu încetul ați pătruns în competiție, ați început să le și câștigați. Haideți să punctăm așa, pentru că e meritul tuturor antrenorilor din cadrul clubului, să pomenim grupele și antrenorii și cam ce au reușit în perioada asta să facă. Da, deci să-i luăm de la cei mai mari. Cei mai copii cu vârsta cea mai mare au 15 ani. E grupa de copii născuți în 1999 și 2000. Această echipă participă în campionatul juniorilor C, organizat de Asociația Județeană de Fotbal Suceava. Sunt clasați pe locul 3. Au o evoluție destul de bună în campionat. Participă, să spunem, și organizarea acestor campionate pentru a, eu știu, la un moment dat s-a luat decizia de a reduce costurile de la copii și juniori și atunci un an de vârstă, adică un copil născut în anul 2000, un an joacă, e competiția pe anul lui de naștere, următorul an e obligat să stea. Deci sunt cluburi care pur și simplu o generație joacă un an nu au competiție deloc, se antrenează. Un an joacă, un an n-au competit. Ori, neavând continuitate în jocuri, practic, jocul e cel mai complex antrenament, e de aici și o scădere de valoare a copiilor și juniori la nivel național. Noi încercăm să oferim cel puțin liderilor de generație din anul în care stau competiție spre anul mai mare. Da? Așa e cazul nostru acum, când la grupa de 99 există câțiva jucători de născuți în anul 1999, dar majoritatea sunt jucători născuți în anul 2000, care la alte cluburi
în acest an pur și simplu n-au competiție. V-am spus, ei sunt pe locul 3, acolo antrenor este domnul profesor Grosu Bogdan și cu domnul Dumitrăcel Constantin. Au o evoluție trebuie mult mai bună. Domnul Grosu ar fi trebuit și el să fie astăzi de noi, dar da. Când are meci? E la antrenament astăzi pentru că miercuri are meci. Se joacă miercuri pentru că sâmbătă e Paștele și da. Sâmbătă, duminică e Paștele. Ce am sesizat eu în privința lor exclusiv, o evoluție mult mai bună decât turul campionatului. Chiar glumeam că ușor, ușor au început să creeze o coeziune între jucători, a început să existe relații de joc și ne gândim că pe prim început de campionat au fost terenurile care au fost pentru că au fost condițiile climaterice cum au fost și nu ne-au oferit condiții de joc perfecte. Nici terenurile nu sunt, eu știu, la starea care ar trebui să fie pentru competiții oficiale, dar glumeam faptul că vor prinde 4-5 jocuri, vor atinge un vârf de formă, eu știu, în ultimele etape ale campionatului, când și terenul le va permite, va fi un tot unitar, relații de joc, creștere de formă, eu știu, coeziune în lot, după care pur și simplu se oprește brusc, pentru că cei de 99 trebuie să participe în altă competiție sau, în mod normal, regulamentar ar trebui să stea. Cei de 2000... Cum adică regulamentar ar trebui să stea? Păi, practic, v-am spus, un an de vârstă, anul 1991. Anul ăsta joacă Junior C, următorul an trebuie să stea, pentru că juniorii B sunt, de fapt, 1998. Sau joacă la următoarea competiție. Da. Da, noi oferim această posibilitate. Sunt grupe de copii, cum să spunem, 1998 de la liceu cu program sportiv, anul ăsta n-a avut competiție. Adică un an de zile pur și simplu s-au antrenat. Ori, dați seama că există un vid aici, la fiecare da, un an există un vid. E o deci mare asta e totuși problemă. Avantajul unui club cum e Luceafără, nu? Pentru că automat te bagă într-o competiție mai grea, dar da, e un an în care continuitatea. E un an în care te pregătești pentru competiția ce va urma în anul următor. Intri într-un an în care nu vei avea rezultate pentru că diferența de vârstă și la nivelul lor de creștere și dezvoltare se vede în joc, dar în schimb din punct de vedere al experienței câștigi foarte mult, din punct de vedere emoțional, din punct de vedere psihologic câștigi foarte mult. Și e o problemă asta. V-am spus rezultatele de la această grupă. Următoarea grupă e a copilor născuți în anul 2001. Da, o secundă, să nu trecem atât de ușor peste juniorii C, da? Da. Aceștia, de când au intrat, au fost preluați de către Bogdan Grosu și Dumitrăcel sau nu. Cum procedează Luceafărul din punctul ăsta de vedere? Deci momentan o grupă de vârstă preluată de un antrenor a mers cu acel antrenor, așa am lucrat până acum. În cluburile din străinătate există antrenori specializați pe 13-15 ani, 15-17 ani, 12 pe segmente 10, de vârstă. Da. Acolo se preia copilul. Practic, odată la 2 ani, în fiecare an primești o generație nouă și capeți oarecare experiență în cum te comporta pe specificul vârstei. Nu neapărat din punct de vedere tehnic. Asta e foarte ușor de asimilat, ce antrenamente, ce trebuie să respecti, pe ce trebuie să insisti. Cunoști particularitățile de vârstă și de creștere. În schimb, din punct de vedere al motivației, a unor, eu știu, decizii de moment care le iau, unui limbaj față de copil, câștigi mai multă experiență lucrând pe același segment de vârstă. Noi încă nu am luat această decizie pentru că e o problemă și în mentalitatea copiilor. Sunt copii care s-au atașat. Eu aș zice mai mult a părinților. Și a părinților, da. Aici aveți dreptate. Eu am spus a copiilor, dar e și a părinților. Copiii sunt un aluat pe care, dacă îl frămânți cum trebuie, la modul corect spus, se pliază pe ceea ce da. Este. Dar părinții cred că sunt cei care strică. Părinții sunt cei care încă cum adică, trebuie să fie educați. În fiecare an? La mâine. Fotbal se pricepe toată lumea. Asta o știm și, vedeți și e eu, bătută adică. În cuie. Toți părinții știu care e cel mai bun antrenor din club, care îi potrivește copilului, de ce unul e mai bun, unul e mai, eu știu, mai slab. În schimb, odată și odată va trebui să facem acest pas.
Un prim pas al nostru a fost făcut prin a face două grupe valorice. Una, am plecat de la ideea și de sport de masă, da, de a face fotbal de masă, pentru cei care sunt copii care vin și care spun. Eu nu-mi doresc să fiu fotbalist. Fotbalist. Da. Completează o cerere de înscriere cu câteva întrebări simple, câteva date personale și la întrebările acelea simple găsești răspunsuri. Sunt exigențe prea mari. Sau cred că nu sunt destul de talentat. Copiii, să zicem, care sunt mai maturi decât ar trebui, care sunt și realiști pe de o parte și care vin să facă mișcare. Clar că acei copii sunt îndreptați către o grupă valorică, care noi i-am spus blue, și iar grupa valorică red sunt cei care sunt pentru performanță, dar și aici e de specificat. Sunt copii care au sunt grupe unde ar trebui să se facă această separare clară. Pentru că e destul de clar că un copil, chiar dacă își dorește să ajungă sportiv de performanță și are anumite, eu știu, lipsuri în anumite zone ale pregătirii din punct de vedere tehnic sau chiar fizic, hai să spunem, poate le poate corecta în această talent. Grupă. Deci să nu se înțeleagă greșit. Noi am avut o problemă când am introdus acest sistem. Pentru că părinții, odată ce copilul era trecut la blue, gata, copilul lui nu mai e de fotbal sau... Dar am încercat să le explicăm că lucrăm particularizat pe o grupă, funcție de valoarea lor și pe cealaltă grupă. Ori aici încercăm să corectăm și încercăm să aducem întotdeauna, să-i forțăm pe acești copii să ajungă la valoarea celor de la grupa red. E o gândire corectă. Sunt foarte mulți copii care de la blue au reușit să ajungă la grupa red. Sunt foarte mulți la red care sunt motivați să rămână la red pentru că oricând pot trece la blue. Și atunci am creat o concurență și am creat o concurență cu ei înseși. Avem și un sistem de valori, un tip de testări care le facem la două luni, în care se premiază inclusiv progresul personal, în care nu comparăm A cu B, ci comparăm A de acum două luni cu A de acum. Adică ei sunt în progresul fiecărui copil în parte. Exact. Nu ne interesează, mă interesează mai mult din punct de vedere tehnic. Dacă un copil a progresat de la un coeficient și a crescut cu 20% decât un copil de la red, lider de generație, care pe aceleași testări are un regres de 5% sau un progres de 2%. Eu pot prognoza că acest copil de la blue, cu același progres în... Eu pot prognoza deja când aproape că îl va ajunge pe ăsta de la red. Mă interesează mai mult progresul fiecărui copil decât rezultatul final al acestor testări. E un sistem care l-am introdus și care în rândul copiilor a avut succes și care motivează copiii de a încerca să progreseze de la un antrenament la altul. Și cred că acest sistem va aduce un plus de eu știu, de implicare a copiilor către acest de bine tip de antrenament. Cât de bine este de părinți sistemul ăsta? Acest program de evaluare l-am dat către copii scris pe hârtie, fiecare știe, e transparent, punctele sunt transparente, testările se fac odată la două luni. Se centralizează, nu punctează antrenorii participă pe fiecare atelier, nu e ceva subiectiv, e exclusiv pe date, pe timp, pe număr de repetări, e un sistem destul de bine pus la punct și un sistem care ne dă niște valori reale. Fie vorba între noi, aveți cât? 2-3 doctori în sport la club? Da. Trei doctori, nu? Unul e aici de față, nu? Nu cred că asta e relevant. Ba, are o relevanță și vă spun și de ce. Pentru că un doctorat în sport, acum oricât cât am spune, doamne, că e mai puțin, doctoratul presupune un alt nivel în ceea ce privește nivelul de pregătire al unui, înseamnă contribuții pe care le aduce respectivul în domeniul zis. Iar un doctorat în sport, asta înseamnă că acei oameni s-au pregătit mult și deja, din punct de vedere al studiului, aduc
aduc un plus valoare în sport. Ori, pe lângă dumneavoastră mai este domnul Bogdan Grosu, care are dumneavoastră, Bogdan Grosu și Gigi Pricop, da, sunt cei cu doctorate în sport. Iar mai mult decât atât, Bogdan Grosu este doctor în fotbal. Educație fizică. Da, specializarea este pe fotbal, lucrarea de doctorat. Așa. Ori, da. Știți cum? Eu câteodată aș vrea să lăsăm modestia asta deoparte. Doamne, noi suntem mai de la Suceava, unde se agață harta în cui, hai că nu suntem noi. Chiar din anumite puncte de vedere suntem mult mai buni decât alții. Și aș vrea să conștientizăm lucrul ăsta și să ne bizuim pe el când încercăm să facem câte ceva. Suntem îndreptățiți, să spunem. Păi vedeți dumneavoastră, sistemul acesta pe care l-a pus la punct, l-a tot perfecționat Luceafărul. Era foarte simplu să copiați de undeva, să-l aduceți aici în România, să constatați că nu merge și după 2-3 luni să spuneți, da, nu se poate aplica în România, sunt prea multe. E o muncă imensă pe care o depun toți cei care sunt în cadrul clubului, începând de la cei doi mai devreme menționați, Bogdan Grosu și Dumi Străcel la grupa de junior C, și acum ajungem la următoarea grupă. Da, la junior D e grupa de copii născuți în anul 2001 și câțiva copii de la grupa 2002. Acolo antrenor principal este domnul Constantin Dumi Străcel. Și secund Claudiu, el nu vrea să spună. Da, sunt eu, mai greu, ajută să spună. Această echipă e clasată pe primul loc în campionatul juniorilor D. Din păcate, sunt puține echipe în acest campionat, avem puține etape, sistemul de desfășurare mi-ar fi la dorit. La juniori de câți erau? Câți erau? La D sunt șase echipe, la C12. La C12 mi-aș fi dorit, sunt și chiar vorbeam zilele astea cu domnul antrenor Andrei Ițco la grupa lui de 2005, urmărește foarte mult ce se întâmplă în Ardeal pe site-urile lor și discută cu antrenori de acolo și există la Cluj trei echipe. Se joacă campionat de 3 ori, de 6 ori în turul campionatului și de 6 ori în returul campionatului cu fiecare echipă. Practic, în fiecare weekend, una dintre competitoare organizează etapa și joacă fiecare cu fiecare. Deci, în fiecare weekend, ei au două jocuri. Iar noi, la 2005-2006, sau alte cluburi, participă 2-3 turnee pe an. Vă dați seama, din punct de vedere emoțional, în primul rând, ce avans au față de noi echipele din acea zonă. Pentru că deja ei au o experiență, Ardealul Cluj e unul din cluburile exemplu pentru România, cu o organizare extraordinară, iar piața din Cluj pe copii și juniori e foarte aglomerată. Există Viitorul Cluj, nou înființată cu o investiție de 600.000 de euro într-o bază sportivă, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Ardealul Cluj. Ori această concurență a dat acolo o notă de profesionalism, începând de la cele mai fragede vârste. Deci să nu se înțeleagă greșit, dar cu cât un copil se înscrie la fotbal mai devreme, cu atât are șanse mai mari să ajungă fotbalist. Pentru că din punct de vedere mental, crești enorm în prima perioadă a practicării sportului. Pentru că chiar astăzi constatam la această competiție de juniorie o diferență de evoluție a echipei noastre de juniorie față de jocurile amicale și față de amicalele intergrupe. Da? Noi mai organizăm niște amicale în cadrul clubului unde o grupă mai mare joacă cu o grupă cu un an de vârstă mai mare. Una mai mică cu una mai mare. Și am văzut o diferență enormă din punct de vedere al implicării și din punct de vedere al emoțiilor. O diferență de evoluție tehnică total de nerecunoscut niște copii în cadrul unei competiții. Ori asta ne lipsește. De asta noi vom încerca cu sprijinul Asociației Județeane de Fotbal Suceava. Și aici s-a făcut schimbarea de curând. Să încercăm să oferim competiții. Cu cine a votat Luceafărul la... A fost
a fost deschis, o singură candidatură. A fost unanimitate, nu. Că s-a fost vot deschis, a fost unanimitate. Eu am fost un reprezentant și am votat. Dar cum a fost așa să mergeți la vot la AJF Suceava și să fie un singur... Bine, eu îl întrebam pe domnul Anton la momentul respectiv, acum e plecat în străinătate la Chișinău, tot pe o problemă de juniorat. Da, așteptăm cu mare interes. E un seminar legat de UEFA Grasor, ziua sportului de masă pe 21, cred că anul ăsta, 21 mai, unde așteptăm și noi vești în a vedea cum promovează fotbalul de masă Federația Română de Fotbal. Cu banii, bineînțeles. Federația Română de Fotbal, fotbalul de masă. Da. În cadrul Federației Române de Fotbal, în cadrul UEFA, există o zi în fiecare an care se stabilește, nu e fixă, în care se ceva fonduri de la UEFA se direcționează către fotbal de masă. Evenimente de genul, nu știu dacă ați văzut evenimentul nostru de 1 iunie, unde toți copiii când au venit și au avut o chestioară acolo în centrul orașului. Da, deci orice campionat, orice activitate legată de sportul de masă, da? Nu cele din competiții, nu cele estimați, ar putea beneficia de niște fonduri de la Federația Română de Fotbal în organizarea unui eveniment. Nu știu, așteptăm să vedem poate o nouă direcție, nu știu, anul trecut, acum 2 ani, în Suceava eu n-am auzit de ziua UEFA Grasor. Sper anul ăsta să fie o competiție pentru copii, indiferent de sport. Eu încercam să chinuiesc un pic pe domnul Leuciu și totodată prin Ricoșe și pe domnul Anton. Mie mi-ar fi plăcut, aș fi vrut o competiție la Asociația Județeană de Fotbal, să aud idei, să aud lucruri. Așa se creează progresul. Din păcate, într-un final am constatat că am avut un singur candidat pe un loc. Adică am avut 8 candidați la vicepreședinte, din care au rămas 4 în cursă și 2 au fost aleși. Bun, hai să zicem că asta m-a compensat puțin, dar... Da, păi erau condițiile care trebuiau îndeplinite, dacă lumea, nu știu, nu s-a înscris, doar nu poți să-l obligi. Bun, și asta e drept. Decizie personală. Da, nu știu, mie mi-aș fi plăcut așa un pic de competiție. Cu noua conducere la JF, cu Ciprian Anton... Îl știu, un om a plecat și deschis și în ceea ce privește activitatea și activitățile de în ceea ce privește competițiile pentru juniori, aici practic s-a lansat, aici și a făcut o carte de vizită. Ați lucrat cu una lui în perioada Sporting. Da. E un om deschis din punctul ăsta de vedere. Vă așteptați la o îmbunătățire din punctul ăsta de vedere în cadrul Asociației Județene de Fotbal vis-a-vis de juniori? Sincer să fiu, sunt un pic circumspect. Pentru faptul că știu cum se direcționează fondurile de la Federația Română de Fotbal către Asociațiile Județene de Fotbal prin proiectele pe care le prezintă ei pe site-ul lor. Da. Deci proiecte făcute în anumite asociații județene. Adică nu e ceva unitar, valabil. Adică Federația Română de Fotbal să dea un semnal. Aveți obligație de a organiza acest eveniment, aveți atâta bugetul, puteți face un eveniment. Nu. Fiecare a făcut eveniment, nu știu pe ce criterii s-au aprobat. Poate că celelalte asociații n-au depus proiecte, e posibil și acest lucru. Sper să văd totuși o altă abordare a competițiilor. Sper să se transforme, eu știu, fotbalul ăsta de Liga 4 și de Liga 5 într-un eveniment în fiecare săptămână. Adică să înțelegem că a face mișcare și ca juca de plăcere, că e la un nivel de amatori, să lăsăm la o parte, eu știu, răutățile, tot felul, până la urma urmei, vedem din ce în ce mai des că fără investiții reale nu poți progresa într-un eșalon superior. Ori odată ce nu ai aceste investiții, nu mai văd de unde această încrâncenare a unora, eu știu, tot felul de contre între cluburi. Mi-aș dori să văd, eu știu, duminica un joc de Liga a 5-a unde să se termine, unde echipa gazdă să ofere, eu știu, o masă echipei oaspete, unde totul să fie într-o atmosferă plăcută după joc, unde să nu existe durități. Poate că o schimbare de genul ăsta
la nivel de copii și juniori, mult mai multe competiții. Clar că ar trebui implicați copii. Ați spus, competiția e cel mai bun antrenament. Sper să existe competiții cât mai multe. Mai e o mică problemă pe care aș putea eu menționa, cu supărare, așa cum mâhnire spun, pe vremea mea. Dar pe vremea mea era următorul lucru. La toate școlile posibile erau acele terenuri puse la dispoziție, adică toți copiii invadau terenurile în, după ore, da? Și în weekend. Practic, că spuneați dumneavoastră, în Cluj joacă ăștia, deau două meciuri pe cei drept și noi jucam, nu două meciuri, ci jucam 10-20 de meciuri într-un weekend. Dacă mai rămâneam și mai mult la teren, aveam 12, dacă rămâneam mai puțin la teren, vreo 7. Dar ideea era că jucam fotbal în fiecare weekend. Și drept dovadă, la nivel național, cred că au fost cam cei mai buni ani ai fotbalului românesc, ca să spunem așa. Adică din acea masă de selecție imensă care era, au ajuns sportivi care ne-am prezentat și la Cupa Mondială din 90 și 94. Au fost acei ani foarte buni ai, acea generație. Da. De-aia a venit pe spatele unor revoluții de masă. Mi-e greu să cred că vom mai ajunge la acel nivel. Pentru că pe lângă faptul că o masă mare de sportivi alimentau mereu echipele naționale, atunci totuși și condițiile de instruire erau aproximativ egale ca în Europa. Ori atâta timp cât nu există investiții, nici ale federației, nici ale domeniului privat, în parteneriate cu primăriile, e clar că neoferind condiții de joc în antrenament, de aici pleacă totul. Singura noastră problemă este să oferim condiții de antrenament identice cu cele de joc. Atâta timp cât un înotător se va antrena în jacuzzi, nu va putea fi campion olimpic. Sau într-un bazin 9x3. Așa și la fotbal. Dacă nu te antrenezi pe un teren de dimensiuni pe care joci, în condiții apropiate de joc, nu vei putea avea performanță sub nicio formă. Pentru că tu antrenezi ceva ce la joc nu întâlnești. Și tu te antrenezi pe o suprafață. La joc întâlnești altă suprafață. Balonul reacționează diferit. Alergarea ta trebuie să fie diferită. Și aici nu mă refer numai la copii și juniori. Să nu uităm că echipa Rapid CFR Suceava se antrenează pe unde poate. Adică la nivelul ligii a doua, să nu poți avea un teren care să ofere condiții aproximativ egale cu cele de joc, deja e o problemă. Ce să antrenezi? Păi, mai mult decât din punct de vedere fizic și din punct de vedere al motivării jucătorului, restul e întâmplare. Ce se întâmplă? Restul, adică, da. Să nu credeți că vreo fază de joc, părerea mea, la nivelul ierbii, cel puțin, fază de joc dusă la nivelul ierbii, e ceva care s-a lucrat înainte. Nu știu, asta e părerea mea. Adică nu văd două faze de joc la fel, sau cel puțin încercate să fie la fel. E clar că, neavând condițiile de a antrena într-un anume mod, nu poți juca în acel mod. Și atunci singurul tău argument care poate fi, decât să te antrenezi din punct de vedere fizic peste posibilitățile adversarilor, acolo să te ajute și ceva nativ și ceva din această zonă care ne oferă, din punctul ăsta de vedere, oarecare atu față de echipele din sudul țării, pentru că aici copiii au capacitate de efort mult mai mare decât cei din sud, poate și condițiile astea climaterice ne ajută. În schimb, mai mult decât ai motiva și ai antrena din punct de vedere fizic, nu. Tehnico-tactic, să zice că mai așez un pic. Tactic, să spunem, pe fază defensivă, unde nu ai nevoie de balon și te poți deplasa pe orice suprafață, adică din punct de vedere defensiv, poți antrena și pe, eu știu, pe terenul viram de lângă supermarketul la ieșire din oraș. Da? Acolo poți să-i duci și ca spații, delimitezi un teren aproximativ la fel și poți ca spații să-i înveți să stea în teren. Dar pe plan ofensiv,
Vedeți, nu mai este. De asta și echipele din jos, că cele din sudul țării, noi spuneam pe vremea noastră, noi, ca să câștigăm, trebuie să luăm muncitorește. Pentru că asta ne oferea zona. Noi nu puteam antrena. Ne știam că la finalul meciului TGO, TGP, analizile ar fi și duble decât la un om normal, pentru că ne măreau ficatul cât alergam după ei, după minge în special. În schimb, câștigam prin determinare și câștigam muncă, un plan fizic. Prin muncă, și da. Prin muncă și sacrificiu. Dacă acest istoric al jucătorului din zona noastră, adică motivație, spirit de sacrificiu, capacitate de efort extraordinară, a mai adăugat și câteva elemente tehnice, păi vă dați seama că deja am fi la alt nivel. Cred că doar vreo 5 minute mai avem de emisiune, nu? Regia. Așa, 5 minute. Și n-aș vrea să uităm din colegii care sunt implicați în proiect. Următoare, deci la grupa 2001 sunt pe primul loc la Junior ID, mai sunt 3 etape de disputat, sunt 3 puncte avans față de ocupanta locului 2. Sperăm să termine neînvinși campionatul și campioni. Da, așa spera și Steaua și i-au curățat ăștia la Vaslui. Da. Sperăm, na, până la proba contrarie. La grupa 2002, următorul nivel, e competiția Cupa Hagi, care, din păcate, pentru această grupă de vârstă, competiția oficială înseamnă 2 zile pe an. Adică, ne antrenăm un an întreg pentru 2 meciuri, da, nu? Pentru 2 meciuri. Vă dați seama ce 2 meciuri, 2 zile de... Ce presiune, 2 zile în care ai 3 meciuri. Da. Deci, vă dați seama ce presiune din punct de vedere psihologic asupra unui copil care știe că are o singură încercare. Adică, astăzi, dacă astăzi tu, să spunem, ai o migrenă sau ai muncit... O enterocolită, nu? Da. Cum... Dați seama ce presiune pe ei și aici, la grupa asta, eu sunt antrenorul responsabil și vom avea o competiție joi la Câmpul Lung Moldovenesc, returul Cupei HG Danone, unde avem șanse de calificare, suntem pe locul 2. Sperăm condițiile climaterice să ne permită desfășurarea la Câmpul Lung, pentru că am auzit că prognoza nu ne ajută. La juniorii E s-a desfășurat returul campionatului juniorilor E, acolo antrenor responsabil este domnul Ovidiu Vranău. Din păcate, astăzi la competiție ne-am clasat pe locul 2 și nu vom participa la etapa interjudețeană, ce se desfășoară 8-10 mai. Mai departe nu mai sunt competiții, cu toate că noi mai avem încă vreo 5-6 grupe de vârstă. Dumneavoastră ați vorbit mult mai mult în emisiune, domnul Leuciuc mai puțin, așa că lui îi adresez una dintre cele mai grele întrebări. Umblă așa un zvon prin târg. Vă crește o echipă de Liga a 3-a? Nu, eu nu știu nimic. Încă nu știu nimic. Nu? Nu. 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 Pot să răspund tot eu, dacă tot am vorbit mult? Da, vă rog. Vă spun eu că cu siguranță vom avea o echipă de seniori. Da? Da, acum rămâne de văzut. Da, nu, rămâne între noi. Nu mai spune la nimeni. Seniori există. Liga 5-a, 4-a, 3-a, 2-a, 1-a, fotbal feminin, fotbal de sală. Am auzit acest lucru și ar veni, cum să spun, ca o chestiune firească în ceea ce privește Luceafărul, în ceea ce înseamnă progresul. Adică proiectul ăsta cam către asta se îndreaptă. Către asta se îndreaptă, dar e un... Din punctul meu de vedere, e un ciclu care trebuie închis cu o echipă de seniori unde să-ți promovezi munca de atâția ani, dar pentru noi e destul de devreme. Să nu uităm că noi suntem abia la Junior B și noi, structura ce a început acest club a fost să ocupăm întâi tot palierul de junior. Bun, și junior apoi B, să ne adresăm... Junior A, da? Și după aia, dacă nu faceți... E obligatoriu să facem seniori. Da, dar avem încă 3 ani la dispoziție. Nu suntem la acel nivel în a ne presa fondul de jucători din urmă în a crea echipa de seniori. Deci pe cale naturală, pe cale firească, ar mai dura vreo 3 ani. Da, ar mai dura 2 ani. Cam 2 ani. Da, dar nu se știe. Lucrurile se pot grăbi. Eu știu, jucători sunt peste tot care își doresc să joace la seniori. Oportunități sunt. Important e totuși să se conjuge, să fie o
Deocamdată să ne facem noi treaba bine aici, cu ce avem la dispoziție ca resurse materiale, umane, la nivelul pe care îl avem în acest moment, și în direcția asta chiar lucrăm, adică se mai participă perioada asta de vară la niște turnee cam cu toate echipele, la fel un cantonament, adică lucrăm. Ceea ce ține de noi, încercăm să punem la punct și ne facem treaba. Ce eu vă rog ține frumos de conjunctură sau de altele, deja vă dați seama. Da, trebuie și tratate ca atare. Am să vă rog, domnule Uciuc, domnul Savaciuc, să faceți un efort să spunem și ceilalți oameni pe care numele cărora nu le-am pronunțat 2004 astăzi. 2004 ar fi da, Mihai Ciubotaru, 2005 Andrei Ițcu și 2006 și mai mici Cristiana Petre. Da, și mai sunt doi antrenori secunzi la grupele da. Mici, că acolo sunt mai e mai complicat, acolo trebuie o supraveghere mai intensă. Sunt domnul profesor Tatarcan Cătălin și domnul Burtuja Alexandru și mai sunt și antrenorii de psihofizic. Vă rog. Da, domnul Iliuai Adrian. Da, și Râmbu Sorin. Și mai avem și un kinetoterapeut, deci pe partea asta. Da, și mai există și ramura de aerobic, care bine, ușor, aerobic. Ușor începe da. Să nu. Prindă contor, așa că dacă vreți și mai aveți timp de emisie, mai e. Timp de emisie nu mai am. Un singur lucru vreau să vă mai întreb. Dacă deja sunt conturate pe grupele blue, grupele red și sunt deja grupele conturate, spuneți-mi, vă rog, dacă când pot veni copii pentru a se înscrie la club, indiferent de vârstă. Orice oricând. Copil poate veni în intervalul 16-20-30 la terenul de la universitate. Orice antrenor îmbrăcat în tricou roșu sau training de culoare roșie cu emblema clubului poate da relații despre grupa la care se va încadra și orarul sau pe internet. Site-ul clubului, site oficial www.luceafărbucovina.ro sau pe Facebook /luceafărbucovina.ro. Sunt toate informațiile, da. Numerele de telefon al antrenorilor. Grupe la care antrenează. Mă gândesc că baza acestei emisiuni poate detalii, adică detalii ne-au descoperit, v-au descoperit astăzi. Nu, dar lumea mai sună, intră, întreabă, am copil de vârstă asta, îi spune, da, sunați-l pe cutare antrenor. Deci... Am început să câștigăm mult și la credibilitate, pentru că seriozitatea noastră de zi cu zi începe să-și vadă roadele. Adică suntem priviți diferit. Eu vă doresc mult succes. Anul ăsta nu avem nicio competiție de Paște, nu? Nici o cupă iepuraș, nici nimic. Nu, din păcate nu. Din păcate, tare bune erau, dar lăsăm pe domnul Anton să se dezmeticească acolo la AJF, după care să intre pe treabă. Începând cu nouă sezon. Da, trebuie să dăm credit, să punem în practică ceea ce și-a asumat prin planul managerial. Eu sper să reușească. Și noi dorim, adică, până pentru binele fotbalului și al copiilor, să fie condiții, să avem fotbal de calitate la Suceava. Și la fel așteptăm și de la Răzvan Burleanu și noua conducere a FRF-ului, deși pronosticurile, dacă ar fi, sunt cumva sumbre, că n-ar rezista nici măcar până la validare. Da, om vedea noi mai sunt chestii care țin de noi, sunt care sunt nu peste țin de noi. Noi să ne facem treaba acolo unde la mai vorbim și noi aici. Avem voie să vorbim, nu? Păi, da, nu, dar Luceafăr, 2 ani de activitate. Răzvan Burleanu deocamdată nu ne ajută cu nimic. Păi nu știu, dar să punem presiune, nu așa a sugerat dumneavoastră, colegul nostru de emisiune. Eu știu dacă să punem presiune. Noi sperăm, până la urmă nu poate face ceva în 2 luni de zile, dar să sperăm că va lua o pantă ascendentă în privința sportului de masă. Acolo sperăm să fie investițiile. Că spre vârf există, au fost și există. Echipa națională a României de juniori a avut condiții și în 1980 și în 2013. Adică nu cred că un hotel de la 2 stele la 4 stele oferă un plus național. Dar o masă de selecție de la 2000 de jucători la 20.000 s-ar putea să fie o investiție mai benefică. Domnul Savaciuc, domnule Uciuc, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc sărbători pascale fericite, toate cele bune. Iar dumneavoastră, stimați respectatori, până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.